Teatrele sunt pline de spectatori însetați de artă. Iar noi, artiștii, suntem fericiți că ne urmăm chemarea și profesăm. Dar oare chiar suntem? Vrem mai mult? Vrem tot? Aplauze, bani, premii, followers? Nu! Arta ne oferă înțelesul. Noi iubim procesul, nu succesul. Premiul e participarea. Roluri mici, premii mici, roluri mari, premii mari. Dar dincolo de premii și orgolii, șampania de final și costumele designer, cel mai tare ne bucurăm că ne vedem și că știm unii de alții. În cea mai individualistă meserie de echipă, teatrul. Excelent, Alex. Mersi. Excelent. Mersi mult. Ai voie? Da, sigur. Regia tehnică. Mersi, Dănuț. M-au emoționat cuvintele tale și cred că vorbesc în numele întregii săli și al tuturor telespectatorilor când spun că ai mare, mare dreptate. Mulțumesc. Sunetul. O să rezum ce ai spus tu. Două, trei virgulițe, nu le simți. Uniter, uniter, eu am unul, tu încă mai speri. Ha, ha. Tata-mi spunea că voi fi flămând, deci să-mi scot teatrul din gând. Eu visez roluri mari, nu semnez sub $1000. Net! Stimate toată breasla teatrului românesc, publicul mă adoră, criticii mă iubesc, dar totul e degeaba până când nu primesc. Uniter, uniter, uniter. Nu, n-ai înțeles nimic, nu e vorba despre premii. E vorba despre bucuria de a fi pe scenă și de a da viață unor personaje complexe. Ca să te scalzi în aplauzele spectatorilor și să te urmărească pe sociale, să devii influencer și să faci deal-uri cu parfumuri, mașini de lux. Nu! Influența adevărată este puterea de a mișca publicul, dar noi între noi suntem egali. Corect! Ca Hamlet și Gropar 2. Hai mai bine să întrebăm niște colegi. Sau colege, altfel gala va deveni mult prea masculină. Uniter, uniter, toți ar vrea premiul la uniter. Dorit râfni și când e controversat, rămâne cel mai plânat. Ce-i de fapt un artist? Dă-i un premiu că fără e trist. E greu să-mi judece ca comparațiile doar, că-s plata e când miști ceva într-un spectator. Orgoliile cer și ele câștigător. Uniter, uniter, uniter. Bună, Alex!
Bună, Luci! Bună, Bianca! Bună, Monica! Dar n-ați înțeles nimic din viziunea mea pentru o breaslă unită și o gală mai bună! Alex, te întrerup 3 secunde. Trebuie să începem să dansăm. Așa, deci cum spuneam, o breaslă unită este mult mai importantă decât premiile. Știm, Alex, dar e important să primești un premiu pentru munca ta. Așa e. Bine, dar situația rămâne nerezolvată. Și așa va rămâne, pentru că urmează finalul cântecului. Uniter, Uniter, toți ar vrea premiul la Uniter. Dorit râmpit și când e controversat, rămâne cel mai bun la cei de fapt un artist. Dă-i un premiu că fără e trist. E greu să judeci arta, comparațiile dor. Răsplata e când miști ceva într-un spectator. Orgoliile cer și e câștigător. Uniter, domnilor și domnilor, bună seara și bine ați venit la Gala Premiilor Uniter! A 31-a ediție la Teatrul Național Mihai Eminescu din Timișoara. Organizatorii galei sunt Uniter, Teatrul Național Mihai Eminescu din Timișoara, Opera Națională Română Timișoara. Proiect finanțat prin Programul Cultural Național Timișoara, Capitala Europeană a Culturii în anul 2023, de către Ministerul Culturii, CECART, Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș, Consiliul Județean Timiș, Asociația Timișoara, Capitală Europeană a Culturii 2023, Comisia Europeană, Capitală Europeană a Culturii. Coproducător, Televiziunea Română. Evenimentul este transmis în direct pe uniter.ro și pe TVR Cultural. Scenografia acestei ediții este semnată de Dragoș Buhagiar. Iar regizorul galei este Răzvan Mazilu! Juriile galei. Juriul pentru nominalizări a fost format din Doru Mareș, critic de teatru, Maria Miu, scenografă, Victor Scoradeț, critic de teatru, Iris Spiridon, regizoare, și Carmen Stanciu, teatrologă. Iar cei care au decis câștigătorii ediției 31 a Galei Premiilor Uniter sunt criticul de teatru Monica Andronescu, regizoarea Catinca Drăgănescu, actorul Marcel Iureș, scenografa Lia Manțoc, actrița și cantautoarea Ada Milea, noi suntem gazdele dumneavoastră în seara aceasta. Alex Ștefănescu. Mulțumesc. Monica Odagiu. Ana Bianca Popescu. Și Lucian Ionescu. Și acum, haideți să începem seara în forță, cu premiul pentru cel mai bun actor în rol principal. Da, mă ocup. Se ocupă Monica. Microfonul, vă rog. Okay.
teatru și regizorii îl vor. Ar semna chiar și cu necuratul să-l aibă în montarea lor. Când orice rol e impecabil, GoldenEye să-l atingi. Și artist și marketabil joacă și la staff, dar și-n producții free. Doar el va ști ce povară e talentul adevărat. Să pot juca și pe treble și pe lina dintr-o dat. Să pot să plâng, să râzi, să joci, să simți când ei ți-o cer. Când tu vrei doar hai să aflăm cine ia premiul acum. Mulțumesc. Înainte de a afla nominalizările pentru cel mai bun actor într-un rol principal, o să vă rog să urmărim împreună mesajul video al partenerului principal al proiectelor UNITER, MOL România, să o ascultăm pe doamna Carmen Ene. Gala Premiilor UNITER este un prilej special pe care îl avem pentru a recunoaște meritele artiștilor de pe scenă, dar și a celor care lucrează din umbră la fiecare spectacol și care, împreună, au un rol esențial în crearea unei piese de succes. Pentru MOL România, această ediție este cu atât mai specială, fiindcă sărbătorim un deceniu de când avem prilejul să susținem acest eveniment și să fim alături de unii dintre cei mai talentați oameni care își dedică întreaga carieră frumosului pentru bucuria publicului. Vă doresc tuturor să aveți inspirația și determinarea de care ați dat dovadă și până acum pentru a pune în scenă spectacole de excepție. Performanța cere foarte multă muncă, talent, dar și un strop de noroc. În aplauzele dumneavoastră, sunt onorată să ofer scena câștigătorului premiului cel mai bun actor în rol principal. Iar acum nominalizările pentru cel mai bun actor într-un rol principal sunt Claudiu Bleonț pentru rolul Harpagon din spectacolul Avarul, în regia lui Felix Alexa de la Teatrul Național Marin Sorescu Craiova, Claudiu Mihail pentru rolul titular din spectacolul Ödip Rege, în regia lui Declan Donelan de la Teatrul Național Marin Sorescu Craiova, și Victor Rebenciuc pentru rolul titular din spectacolul Tatăl, în regia lui Cristi Juncu de la Teatrul Bulandra București. Iar acum aș vrea să o invit în scenă alături de mine pentru a deschide plicul pe directoarea Teatrului Național Mihai Eminescu din Timișoara, regizoarea Ada Hauswater. Bună seara! Bună seara! Bine ați venit la Timișoara! Mă bucur enorm că astăseară este acest eveniment splendid. Și acum... cel mai bun actor în rol principal, domnul Victor Rebenciuc. Pentru rolul titular din Tatăl, felicităm din toată inima pe domnul Rebenciuc și mulțumim din suflet că este alături de noi. În acest moment nu este aici, dar premiul va pleca la București. Felicitări din toată inima și felicitări și celorlalți care sunt foarte buni
Și astă seară, domnul Rebenciuc a câștigat trofeul pe care îl merită de o viață și va merita o viață. Felicitări din toată inima! Bună seara! Ca în fiecare an, Senatul Uniter a acordat premiile pentru întreaga activitate și premiile speciale ale galei. Urmează premiul pentru întreaga activitate în actorie și în seara aceasta onorăm o mare actriță născută chiar aici, în Timișoara. Îl invităm în scenă pe strălucitul dansator, coregraf, regizor, creator de costume, vizionar, prieten, influencer, om, Mazilu, Răzvan Mazilu. Bună seara. Bună seara. În 2014, scuze, sunt foarte emoționat că am această onoare. Am avut șansa să montez la Teatrul German de Stat din Timișoara o versiune a spectacolului Cabaret. Știam că mă voi întâlni cu această minunată actriță, aveam emoții, știam că a fost directorul Teatrului German de Stat din Timișoara din 2003 până în 2005, până în 2007, mă scuzați, știam că este în slujba Teatrului German din Timișoara din 1970 și emoțiile erau cu atât mai mari, dar am lucrat, am întâlnit un mare om de teatru, de la care am învățat teatru pe parcursul repetițiilor. Sunt recunoscător și onorat și vă rog frumos, doamnelor și domnilor, să aplaudăm în picioare o mare actriță, Ida Iarce Gaza. Este un ceas aniversar, este o mare bucurie, este o mare onoare că am primit acest premiu. Emoția este firească, dar emoția mea este dublată de faptul că nu că stau pe această scenă, care este minunată, ci faptul că acest premiu foarte valoros mi-a fost înmânat aici, la Timișoara, aici, în această clădire, care de peste jumătate de veac este a doua mea casă. Mulțumesc pentru cuvintele frumoase. Acum 70 de ani s-a înființat Teatrul German. Mă gândesc cu drag la cei care au înființat acest teatru. Cu unii dintre ei am și stat pe scenă. Dar mulțumirile mele se îndreaptă către colegii mei de acum, cu care încă mai stau pe scenă, cu colegii mei care sunt în jurul nostru, în afara scenei, cu care împreună facem spectacolele.
Le mulțumesc pentru foarte multe, multe sute de ore petrecute împreună. Petrecute împreună la repetiții, în timpul spectacolelor. Au fost ore grele, pline de frământare, de neliniște, câteodată și de fericire și de succes. Dar atenția mea și rugămintea mea se îndreaptă către cei tineri, cei recent veniți la Teatrul German, fiindcă aș vrea să-i rog să aibă grijă de acest teatru, care în felul lui este un unicat. Acest teatru care acum este foarte stabil și este în puterea lor să țină acest teatru viu, ca acest teatru să rămână la un loc de frunte în peisajul teatral românesc. Și aș vrea să vă mai spun că sunt foarte mândră, foarte mândră cu majuscule, că fac parte dintr-o familie de actori. Sora mea, Ildiko Iacek Zamgrescu, a fost vârf de lance. Dar eu acum sunt, eu am urmat-o, dar eu acum sunt o foarte mândră, fericită și mândră mamă și bunică de actor. Cu fiul meu, Boris Gaza, cu nepoata mea, Alma Diaconu, suntem trei generații de actori din aceeași familie care stăm pe aceeași scenă. Și cine știe, poate că într-o zi nu se va vorbi despre o familie de actori, ci datorită și acestui premiu, poate se va vorbi de o dinastie de actori. Mulțumesc! Urmează premiul pentru cea mai bună actriță în rol principal. Dar, înainte de asta... un scurt moment dedicat tuturor actrițelor care nu au fost nominalizate. Era un timp când eu jucam și eram regina comediei și dramei. Era un timp când mă visam pe scena Uniter, cum îi mulțumesc mamei. Era un timp, dar s-a terminat. Sărat. Unde nici Dumnezeu n-a dat. Visam un premiu dar n-am fost nominalizată. Toți criticii m-au ignorat, mereu alta e premiată. Am dus și tăvi cu text puțin, am ridicat și sala mare. Când la aplauze mă clip, visez numai la decernare. Acum sunt un pescăruș. Nu, nu, nu-i asta! În livada premiilor, livada, iarăși plec cu mâna goală. Poate anul viitor.
Nominalizările pentru cea mai bună actriță în rol principal sunt Eva Imre pentru rolul Barbarul B din spectacolul Tinerii Barbari, regia Attila Vidnianski Junior, Teatrul Maghiar de Stat Cluj și Teatrul Cetate din Gyula, Ungaria. Ada Lupu pentru rolul Beatrice Cenci din spectacolul Antonin Arto, Familia Cenci, regia Silviu Purcărete, Teatrul Național Vasile Alexandrii, Iași. Și Costinela Ungureanu pentru rolul Elida Vangel din spectacolul Femeia Mării, regia Andrei Joldac, Teatrul Național Marin Sorescu, Craiova. Va deschide plicul actorul de teatru, film, televiziune, carismaticul Pavel Bartoș. Sigur sunt fotograf în sală, așa că eu am luat premiul, al mare, al mic, îl ia toată lumea. Mă rog, aproape toată lumea. Întâi trebuie să fii nominalizat și după aceea să fii premiat. Felicitări tuturor nominalizaților, câștigătorilor din această seară. Felicitări Timișoara. Doamne, sunt emoționat pentru că e o scenă care mie îmi spune foarte multe. Chiar m-am întrebat de ce trebuie eu, având în vedere ce actrițe mari sunt. Și mi s-a zis că îl căutăm pe cel mai frumos, cel mai deștept, cel mai talentat, cel mai înalt actor. Și cum nu l-au găsit, m-au chemat pe mine. Bun, să citim. Ia să vedem. După spectacolul Gale în Uniter, vă invităm la cocktail. Nu ăsta. Iertați? E ăsta. Am primit două plicuri eu. Bun. În mod normal, acum, ca să măresc tensiunea, ar trebui să zic cu seninătate, dau publicitate. Ia să vedem. Cea mai bună actriță în rolul principal, Costinela Ungureanu pentru rolul Elida Vangel din Femeia Mării. Teatrul Național Marin Sorescu Craiova, regia Andrei Joldac. Ce frumos se vede de aici! Sunt extrem de emoționată, mă bucur din suflet că sunt aici în această seară. Încep prin a mulțumi celor două juri Uniter. Fără voi nu aș fi fost aici în seara asta. Îi mulțumesc regizorului Andrei Joldac pentru acest rol, acest cadou pe care mi l-a făcut, ceva extraordinar. Îi mulțumesc partenerului meu de scenă, Nicolae Vicol, pentru suportul lui. Le mulțumesc colegilor mei și întregii echipe a Teatrului Național Craiova. Sunt onorată că fac parte din acest colectiv minunat. Îi mulțumesc familiei mele pentru susținere. Îi mulțumesc mamei mele pentru ținută. Îi mulțumesc soțului meu pentru că mă înțelege și că are răbdare și un special mulțumesc fetiței mele Gloria pentru forța nemărginită pe care mi-o dă în fața oricărui obstacol. Mulțumesc! Mulțumim mult, Costinela Ungureanu! Timișoara este un oraș cu o bogată tradiție teatrală multiculturală. Numai clădirea aceasta găzduiește la oaltă Teatrul Național, Teatrul Maghiar și Teatrul German. Ca un tort Pavlova, cu căpșuni, coacăze și mascarpone. Da. În continuare, avem plăcerea să invităm în scenă alături de noi pe doamna Claudia Eremia. O dulceață. De actriță a Teatrului Național Mihai Eminescu Timișoara. Și cireașa de pe tort, da. Pe domnul Alin Adrian Nica, președintele Consiliului Județean Timiș.
seara, bună seara, bună seara, bună seara, bună seara, bună seara, se aude? Se aude. Bună seara, mi-a fost foarte greu să-mi aleg ținuta, dar aminte cuvintele. Mă bucur, apreciez foarte mult că sunteți aici, mă onorează că sunt aici în această seară. Am înțeles, da, elogiul actrițelor care n-au fost nominalizate, mă bucur că nu sunt nominalizate, că am scăpat de un stres. Mă bucur că este vorba despre Teatrul Național din Timișoara, casa mea, de 28 de ani. Aici am crescut, acest teatru m-a crescut și sunt fericită pentru asta. Mulțumesc frumos! Bună seara și bine ați venit la Timișoara. Pentru o secundă, văzându-l pe Pavel Bartoș, am crezut că sunt din nou la Vocea României. Dar pentru noi e o onoare să fim gazda acestui eveniment extraordinar. Pentru câteva zile, Timișoara este capitala teatrului românesc și pentru asta vă mulțumim Uniter. Mă bâlbâi deja, dar cred că actorii știu cel mai bine cum să scape de acest lucru, de tracul scenei. Anul acesta fabulos pentru Timișoara este un privilegiu pentru orașul nostru să vă aibă astăzi oaspeții noștri. Și nu în ultimul rând, aș vrea să mulțumesc tuturor celor care au făcut posibil acest eveniment, tuturor partenerilor și tuturor celor care s-au implicat în organizarea sa. Acum o să intre premianții. Directoarea Teatrului Național Mihai Eminescu, Ada Hauswater. Vă rog, puteți mâna premiile. Directorul Teatrului Maghiar de Stat, Chichi Gherghei, Otilo Balaș. Directorul Teatrului German de Stat, Lucian Vărșăndan. Și directorul Teatrului pentru Copii și Tineret, Merlin Laurențiu Pleșa. Dacă doriți să spuneți câteva cuvinte, vă rugăm. Mulțumim foarte mult! Mulțumesc pentru, ca director al teatrului, mulțumesc pentru premiul, pentru acest premiu. Excelența pentru Teatrul Național este foarte importantă și obținută cu mult efort. Aș vrea ca această excelență să o împart cu toți colegii mei care au făcut posibilă gala, care fac posibil Teatrul Național. De 17 ani de când eu conduc Teatrul Național, le mulțumesc pentru faptul că sunt alături și mi împărtășesc entuziasmul, munca, efortul, dificultățile și reușim să trecem peste multe frumoase, dar și dificile. Pentru că în teatru înveți să mergi mai departe, înveți să lupți și înveți să reușești într-un anume fel. Și totodată aș vrea mai departe să mă raportez la toți actorii din Teatrul Național, la toți care au condus Teatrul Național de-a lungul timpului, din 1945, și nu numai, m-aș întoarce mai departe și aș face o adâncă reverență față de ideea fabuloasă de a construi acum aproape 150 de ani clădiri de teatru într-un loc european, astfel încât societatea să învețe. Este fantastic. Și aș vrea să mulțumesc celui care a pornit construcția acestei clădiri, a avut ideea acestei clădiri și nu numai, și a multor altor clădiri care sunt în Europa în acest moment. Și încă un lucru, vorbind despre excelență, cred că ține de noi, de noi toți, ca mai departe, chiar după ce nu vom mai fi, să câștige valoarea și să câștige principiile. Avem de ales între valoare și non-valoare. Putem alege valoarea. Între principii și lipsa de principii. Să alegem principiile. Și e fantastic. Și sunt convinsă că va fi foarte bine. Vă mulțumesc foarte mult și felicit tot Teatrul Național pentru acest premiu.
precum și publicul. Mulțumesc! Mulțumesc UNITER, mulțumesc celor care ne-au propus, mulțumesc Senat UNITER și vă mulțumesc pentru faptul că ați organizat alături de noi această gală splendidă. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, mulțumim pentru premiu. Aș porni de la ideea Adei. Helmer și Fellner sunt cei care au proiectat această clădire. Această clădire unde acum 150 de ani a cântat trupa Teatrului Maghiar o operă în germană. Deci, despre asta vorbim de 150 de ani. Trupa Teatrului Maghiar, cum s-a mai zis și înainte, și trupa Teatrului Maghiar împlinește 70 de ani de la înființare în acest an. Dedic acest premiu trupei, dar când vorbesc de trupă, nu vorbesc numai de actori, ci vorbesc de cei care ne ajută din spate ca spectacolele noastre să fie pe măsură, să fie la un alt nivel, dar vorbesc și de toți cei care sunt mândri că sunt membri ai Teatrului Maghiar din Timișoara, într-un oraș, așa cum ați văzut, multicultural. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult în numele Teatrului German de Stat. Le sunt recunoscător în acest moment actrițelor Ildiko Iarcec-Zanfirescu și Ida Iarcec-Gaza și colegilor lor de acum multă vreme pentru faptul că atunci au pus temelie solidă ca acest teatru să continue să existe. Le mulțumesc colegilor mei din Teatrul German de Stat pentru felul cum își iubesc meseria și dăruirea cu care și-o practică și deloc în ultimul rând mulțumesc numeroșilor creatori, dintre care mă bucur să-i văd pe mulți în sală, care de-a lungul anilor au lucrat în acest teatru și au reolat existența și au hărăzit într-un fel destinul. Vă mulțumesc! Bună seara! Mulțumesc, evident, UNITER, mulțumesc colegilor mei pe care îi reprezint în această seară de la Teatrul Merlin din Timișoara. Mulțumesc publicului nostru, au fost mereu alături de noi și mereu alături de noi, Teatrul Merlin din Timișoara, au fost celelalte teatre de păpuși, de animație din țară. Și lor le mulțumesc. La noi în teatru, în acest tip de teatru, de păpuși, de animație, pentru copii și tineret, se muncește mult, frumos și cu drag, ca în teatrele pentru oameni mari. Ca în teatrele pentru oameni mari. Și profit de această ocazie să spun, dragă UNITER, poate că mai devreme sau mai târziu nu vom face parte din invitații premiilor speciale doar, ci vom face parte din competiție. Poate se va așeza o competiție dedicată și nouă teatrelor de animație. Mulțumesc frumos! Mulțumim! Vă mulțumim! A fi sau a nu fi. Această întrebare. Este oare mai eroic să suferi în sinea ta săgețile și praștia norocului vrăjmaș? Sau mai degrabă să te înarmezi în fața unui măr de zbucium și prin luptă să o răpui? Să mori, să dormi, nimic mai mult. Și printr-un somn să spui că ai pus capăt durere și plătești. Și miilor de spaime ale firii purtate noi din leagăn
Da, iată o încheiere, un final la care își înduim. Să mori, să dormi, să dormi. Și poate să visezi? Domnule Ion Caramitru, promitem să ducem mai departe visul de a promova teatrul românesc și vă mulțumim pentru moștenirea galei Uniter. Începând cu anul acesta, Senatul Uniter a hotărât ca premiul de excelență să poarte numele celui căruia îi datorăm gala premiilor Uniter, actorul Ion Caramitru, președintele Uniter timp de 31 de ani. Iar pentru a înmâna acest premiu, o invităm în scenă pe Marina Constantinescu, critic de teatru și film și directoarea Festivalului Național de Teatru timp de 9 ediții. Dănuț, un microfon, regia, mulțumim. V-ați emoționat. Bună seara, bună seara. Mă bucur că suntem împreună la Timișoara. Timișoara, te iubim și îți mulțumim. Acum mulți ani, în piața Universității spuneam: libertate, te iubim, ori învingem, ori murim. Teatru ne învață cea mai frumoasă lecție despre libertate și despre demnitate. De aceea suntem astăzi aici, împreună. Un premiu foarte important, la care Ion Caramitru ținea foarte mult, este acest premiu de excelență. Excelența unui an teatral. Aici este vorba despre un festival, despre un mentor, despre o echipă. Iar pentru mine este vorba despre respect, prețuire și prietenie. Am avut șansa să acord acest premiu, înainte să-l primesc și eu și întreaga echipa Festivalului Național de Teatru, domnului Emil Boroghină, domnului Constantin Chiriac, sau mai exact, Festivalului Shakespeare de la Craiova, Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu, a urmat Festivalul Național de Teatru, iar anul acesta, premiul de excelență, îl Ion Caramitru, îl ia un om de teatru european, occidental, care a construit din 2007 un festival al dialogului, un festival al întâlnirilor, al competenței și al ștachetei profesionale foarte ridicate. Ediția de anul trecut, cu titlul Teamă, Speranță, a fost, cred că, liantul din golul în care am fost aruncați în aer, ca artă din lume, și speranța că teatrul merge mai departe, pentru că suntem împreună. Pentru că Ion Caramitru a gândit această gală așa, nobilă, rafinată, elegantă, un Oscar românesc, pentru că, nu-i așa, oamenii de teatru merită. Senatul Uniter a considerat anul acesta că Tompa Gabor și echipa de la Teatrul Maghiar de Stat din Cluj merită premiul de excelență Ion Caramitru pentru Festivalul de Teatru Internațional Interferențe.
Bună seara! În primul rând vreau să vă asigur că nu sunt Loți Bociardi. Puteți să vă asigurați, este în sală și dânsul. În al doilea rând vreau să felicit Timișoara pentru titlul de capitală culturală europeană. Îl merită din plin pentru binecunoscuta și remarcabila multiculturalitate. Tot în spiritul multiculturalității am încercat să construim din 2007 acest festival Interferențe, pentru că și Clujul este situat la interferențele a cel puțin trei culturi, ceea ce este un ambasador extraordinar pentru orice țară. Și am reușit într-un Cluj care avea un public mai conservativist, pentru că niciodată până în 2007 n-a văzut teatru internațional. În cele 8 ediții care au fost tematice, am reușit să aducem câteva dintre cele mai importante spectacole europene și mondiale ale momentului, și acest fapt se datorează unei echipe căreia îi datorez mulțumiri, și aș vrea să amintesc câteva nume care de-a lungul anilor m-a ajutat și atât în organizare, cât și în selecție, cât și în derularea întregului festival: King O'Kellerman, King O'Kovac, Zoltán Csép, András Vishky, Katalin Szepesi, Carmencita Brosbolyó aici în sală de față, și bineînțeles directorul tehnic al Teatrului Maghiar din Cluj, Levente Borsos. Sigur, mă tem totuși că această sărbătorire și recunoașterea acestui festival să nu coincidă totuși și cu înmormântarea acestui festival, pentru că nu știu, nu sunt convins că, da, pentru trecut, da, știu, în orice, nu știu dacă tăieri adiționale din PIB-ul, nu știu, 0,18%. Noi acum nu mai avem guvern în acest moment. Va pune pe picioare economia țării și a Europei. În orice caz vreau să vă spun că un festival Interferență costă mai puțin chiar decât un Leopard 2 uzat, și cred că așa că vă rog mult să pe cei responsabili să sprijine festivalurile importante din țară, pentru că eu cred că este o investiție mai trainică pe termen lung. Și în final aș vrea să dedic, pentru că sunt foarte emoționat de faptul că premiul se numește Ion Caramitru, memoriei lui Ion Caramitru, dar și a lui George Banu. Întotdeauna am fost fascinată de crainicele televiziunii române. În continuare, onorăm o relație care a dăinuit în timp și, iată, e la fel de puternică și fructuoasă ca odinioară. TVR este alături de Gala Uniter încă de la prima ediție, așa că vă invit acum să urmăriți un montaj videografic în cinstea parteneriatului dintre Televiziunea Națională și Uniunea Națională Teatrală din România. Caseta, vă rog! N-avem casetă. Mă iertați. Îl invităm pentru a oferi premiul pe actorul Marcel Iureș. Nu înțeleg de unde a scos-o Pavel Bartoș, că nu se mai găsesc actori înalți, frumoși și tineri. Nu înțeleg. Nu e atent. N-a fost atent. Eu care am interpretat și oameni în viața mea, grași nu pot să interpretez.
ce avem, ce premiu se dau? Eu stau, sunt un om tânăr încă, dar am nevoie de precizări din când în când. Deci, premiu special pentru parteneriatul strategic de 30 de ani. O viață de om. Asta se dă Televiziunii Române. Televiziunea Română, ca toate televiziunile din lume, sunt ca natura, consecvente. Domnul Turturică. Parteneriatul strategic, de fapt, nu durează doar de 30 de ani, ci de mai bine de 6 decenii, pentru că înainte să existe Uniter, a existat totuși Teatrul Românesc, chiar dacă Uniter îl valorizează într-o manieră excelentă de 30 de ani încoace. Dar, dacă vă amintiți, în vremuri complicate, teatrul a oferit șansa televiziunii publice ca pe lângă discursuri propagandistice să aducă raze de lumină în casele oamenilor prin producțiile teatrului românesc. E bine, această simbioză perfectă în care trăiesc, de, repet, mai bine de 6 decenii, televiziunea publică și teatrul românesc, îmi doresc foarte mult să continue. Pentru că, în timp ce, cum spuneam, teatrul a dat șansa televiziunii să-și îndeplinească cu adevărat misiunea publică în vremuri în care nu prea o făcea, așa și televiziunea a oferit în tot acest timp teatrului șansa să ajungă la mulți, mulți mai mulți români decât cei care își permiteau și aveau ocazia să ajungă în sălile de teatru. De aceea avem și astăzi generații noi și noi care redescoperă artiști extraordinari care nu mai sunt astăzi printre noi și sunt convins că va continua să facă acest lucru, chiar și în aceste vremuri care sunt din alt punct de vedere complicate, pentru că odată cu apariția și mai micilor ecrane, a telefonelor mobile în special, lupta pentru atenție, lupta pentru calitate este din ce în ce mai, din ce în ce mai puternică. E foarte complicat să lupți pentru atenție într-o lume în care există atâtea rețele sociale, atâtea manifestări cât se poate de efemere și cu toate acestea extrem de captivante care ne răpesc din timpul pe care, până nu cu foarte mult timp în urmă, îl dedicam cărților, filmelor de calitate, spectacolelor de teatru. Ei bine, gestul cel mai important pe care TVR l-a făcut destul de recent a fost să readucă pe micile ecrane TVR Cultural, și care a reînceput și va continua să dea din nou spațiul pe care îl merită teatrului românesc, lucrurilor de calitate, artei românești, culturii în general. Acest premiu este de fapt dedicat în primul și în primul rând specialiștilor din televiziune, profesioniștilor, angajaților Societății Române de Televiziune, care de mai bine de 60 de ani își pun eforturile, își pun munca în slujba teatrului românesc. Vă mulțumesc! Vă mulțumim! Urmează premiul pentru debut, premiu pe care l-am câștigat și eu la debut. Orice debut e o mare provocare, uitați-vă la noi, aici, acum. Continuăm. Ca să o cităm pe profesoara noastră, actrița Olga Delia Mateescu, de la penibil până la sublim, este un singur pas. În seara asta, noi nu l-am făcut. Nominalizările sunt... Irina Arteni, pentru rolul din spectacolul Rafina, Asociația O2G, București.
Mariuca Serena Bosnea pentru rolul Caterina Sergeevna Odințov din spectacolul Părinți și Copii, regia Vlad Masaj, Teatrul Național Ile Caragiale, București. Teodor Cristian Niculae pentru scenografia spectacolului Seaside Stories, regia Radu Afrim, Teatrul de Stat, Constanța. Premiul este susținut, ca în fiecare an, de Fundația Anonimul. Invităm în scenă pentru a mâna premiul pentru debut un artist care a făcut de nenumărate ori pasul către sublim, îndrăgitul actor de teatru și film, directorul Teatrului de Comedie din București, George Mihăiță, și pe câștigătoarea Galei Hop 2021, actriță a Naționalului Timișorean, Oana Antonovici. Bună seara! Mulțumesc Uniter pentru invitație, sunt onorată, bucuroasă, fericită să mă aflu în această seară pe scena Teatrului Național Timișoara, scena sufletului meu. Premiu pentru debut, rezultatul se află aici, dar mai avem aici un mare actor care mă va ajuta. La mulți ani, cu respect și dragoste, Timișoara! Când mi s-a spus că voi prezenta premiul de debut, m-au cuprins toate emoțiile și nu m-au părăsit nici acum. Să vă spun, debutul meu se numea Reconstituirea. Și să nu mai amplificăm emoțiile, zic să desfacem plicul. Iar câștigătorul pentru cel mai bun debut, Teodor Cristian Niculae! Bună seara! Mulțumesc mult! Este o onoare pentru mine. Mă bucur să fiu, să fi fost nominalizat alături de două actrițe extraordinare. Mulțumesc Teatrului de Stat Constanța, mulțumesc lui Radu Aflim pentru că am reușit să complotăm împreună să aducem Marea pe scenă. Mulțumesc minunaților actori și mulțumesc personalului tehnic, fără de care acest spectacol nu ar fi existat și fără de care Marea n-ar fi ajuns pe scenă. Mulțumesc! Eu, rol secundar, partenerii mei par geniali și ți-o jur, fără mine n-ar mai fi nici ei principali. Când eu joc rol secundar, se cam simte și la onorar. Premiul pentru cel mai bun actor și cea mai bună actriță în rol secundar. Don Quixote n-are flair, fără Sancho scutier e doar senin. Când Doica n-are caracter, Julieta-i vai de ea, inutil. Când ai monologul greu, ți-l ridic eu la fileu și suspin. Alții regi-o servitori, la final doar ei au flori, ce destin! Tot joc rol secundar, dar acum vine momentul meu.
în zadar. Acum plec cu trofeu. Nominalizările pentru cel mai bun actor în rol secundar sunt Dan Pugineanu pentru rolul Marlene, amfitrion din Opera de Trei Parale, regia Răzvan Mazilu, Teatrul Excelsior, București. Teodor Șoptelea pentru rolurile din spectacolul Seaside Stories, regia Radu Afrim, Teatrul de Stat Constanța. Și Vlad Udrescu pentru rolul Creon din Ödip Rege, regia Declan Donelan, Teatrul Național Marin Sorescu, Suceava. Va deschide plicul actrița Teatrului Maghiar de Stat Chichi Gergei din Timișoara, Emilia Bărbei. Seara, permiteți-mi să vă salut și în limba maghiară, eu estit Kivanuk. Este o mare onoare să fiu aici. Mulțumesc frumos pentru posibilitatea asta. Felicitări nominalizaților și celor care au primit deja premii. Nici nu știu dacă aș putea să fiu mai emoționată și mai fericită. Da, de fapt știu dacă ar fi numele meu în plicul ăsta, dar să vedem acum a cui nume este. Deci, cel mai bun actor în rol secundar, Dan Pugineanu. Dan Pugineanu, felicitări! Dan Pugineanu, felicitări! Bună seara! Sunt foarte surprins, nu mă așteptam deloc la asta, chiar nici măcar nu mi-am pregătit, ba da, mi-am pregătit un discurs, dar este foarte scurt. Vreau, în primul rând, să mulțumesc jurilor, mulțumesc foarte mult jurilor, pentru că datorită lor sunt aici. Ca să duc mai departe o idee a Anei Bianca Popescu, când mă gândesc la toți oamenii care au un premiu din acesta acasă, mă simt absolut onorat că fac parte dintre ei. Dar, sigur. Dar când mă gândesc la cei care încă n-au avut șansa să pună mâna pe un astfel de premiu, mă simt absolut exaltat. Deci mulțumesc foarte mult juriilor, pentru că altfel nu aș fi fost, fără voi n-aș fi fost aici. Mulțumesc foarte mult lui Răzvan Mazilu, care este și regizorul spectacolului. Exact. Vreau să-i mulțumesc lui Răzvan din două motive. Primul este că s-ar fi supărat dacă n-aș fi zis nimic despre el. Dar al doilea, poate mai important, este că este un creator de teatru cu care te întâlnești extrem de rar, dacă te întâlnești vreodată într-o viață de artist. Și încrederea pe care a avut-o în mine, dându-mi acest rol care este practic doar ideea lui, cumva m-a lăsat bușbe chiar și până în ziua de astăzi. Nu vine să cred că a avut încrederea asta în mine. Și îi mulțumesc foarte mult și chiar recomand fiecărui actor care are șansa să lucreze cu Răzvan Mazilu să o facă, pentru că este un om care te pune în valoare oriunde ai fi în distribuție. Deci mulțumesc foarte mult, Răzvan. Foaia asta este goală, nu înțeleg de ce vă mint. În fine, ideea este că vreau să mulțumesc colegilor mei de facultate și profilor mei, Micloș Baci și Irina Vințe, pentru că mi-au pus meseria asta în mână. Și o meserie care îți oferă diferite bucurii, cum ar fi și asta. Mulțumesc alor mei, pentru că fără ei n-aș fi fost aici. Cu siguranță n-aș fi fost aici. Poate fără ceilalți mă mai descurcam, dar fără ai mei, într-adevăr, nu ar fi fost niciunde, nicăieri, niciodată. Deci asta e foarte bine. Mulțumesc foarte mult Anei Udroiu, care este aici cu mine seara asta, Ana Udroiu, care este și colega mea de teatru și colega mea de spectacol. Mulțumesc foarte mult pentru
simțul umorului pe care l-ai și pentru că m-ai ajutat atât de mult. Și cred că cam atât. Deci mulțumesc foarte mult pentru chestia asta și încă un lucru pentru că... Și colegilor mei de la Teatrul Excelsior, oamenilor de la Teatrul Excelsior pe care aș vrea cumva să îi aduc la lumină cu acest premiu, pentru că premiul ăsta este în egală măsură și premiul lor. Oamenii de la Teatrul Excelsior, fie că e vorba de actori sau personal tehnic sau oameni de la birouri, sunt niște oameni extraordinari și cu siguranță fără ei nu aș fi fost astăzi aici. Deci, mulțumesc foarte mult și faptul că am mulțumit atâtor oameni îmi dă de înțeles că eu nu merit premiul ăsta. Dar a început să-mi cadă părul și nu merit nici asta. Mulțumesc foarte mult! O seară bună! Dan Pughineanu, domnilor și domnilor, felicitări! Acum urmează nominalizările pentru cea mai bună actriță în rol secundar. Și ele sunt: Raluca Produ pentru rolul Dora Dulebov din spectacolul Cei Drepți, regia Mihai Mâniuțiu, Teatrul Național Ile Caragiale, București. Cendana Trifan pentru rolul Fica din spectacolul Mamă, regia Mariana Cămărășan, Teatrul Național Radu Stanca, Sibiu. Mina Udrescu pentru rolurile din spectacolul Seaside Stories, regia Radu Afrim, Teatrul de Stat Constanța. Și acum îi invităm în scenă pe soprana Mihaela Marcu și pe baritonul Cristian Rudic, directorul Operei Naționale din Timișoara. Bună seara! Sărut pune doamnelor, bună seara domnilor, stimate doamne, stimați domni! Împreună cu partenera mea din foarte multe spectacole, împreună cu mare artistă, cu marea soprană Mihaela Marcu, avem bucuria, onoarea și mai ales emoția de a sta din nou pe această scenă și asta mai cu seamă în plină capitală europeană a culturii, dintr-un motiv foarte sigur. Să vă atragem atenția că lumea teatrului și lumea operei nu sunt două lumi diferite. Iar în acest context aș vrea să-l amintesc pe marele Silviu Purcărete, care a montat pe această scenă, pe scena Operei Naționale Române din Timișoara, opere precum Carmen și La Serva Padrona, iar cea mai recentă producție, premieră, Bal la Savoy, a fost montată de regizorul, marele regizor magnific și unicul, Răzvan Mazilu. Acestea toate păstorite de scenografia marelui artist, Dragoș Buhagiar. Și pentru a atrage și mai mult atenție asupra, știți, noi, Opera Națională Română din Timișoara și Teatrul Național Mihai Eminescu, în afară de idealuri, împărțim acest foarte important spațiu de joc și voi atrage atenția asupra acestei prietenii și prin faptul că vă voi citi acum toate distribuțiile de la înființarea operei până astăzi. Aida, spectacol inaugural 27 aprilie 1940. Mulțumim, mulțumim, domn director. Iar acum, premiul pentru cea mai bună actriță în rol secundar merge la Cendana Trifan pentru rolul Fica din spectacolul Mama. Sunteți foarte frumoși. Mariana, nu te văd, te văd. Te iubesc și îți mulțumesc pentru întâlnirea asta și doresc oricărui actor să se întâlnească cu Mariana pe scenă. Este cel mai special om pe care l-am cunoscut vreodată. Mulțumesc.
Vreau să-i mulțumesc Amaliei și Corinei, pentru că fără ele n-ar fi fost posibil. Vreau să-i mulțumesc Sandei și să o rog să se facă bine, pentru că fără ea eu nu mai urc pe scenă și avem spectacol curând. Vreau să-i mulțumesc doamnei Diana și să-i spun că pentru mine să joc cu dânsa a fost o șansă foarte mare și că ăsta îi aparține în egală măsură. Și atât. Și mi-aș dori ca perioada asta în care iubirea a devenit ceva de suet și nu prea cool, în care empatia, respectul, bunul simț, etica, morala sunt folosite uneori doar ca niște cuvinte foarte frumoase, mi-aș dori să treacă perioada în care premiile astea fac din oameni monștri. Mi-aș dori multe. Vă mulțumesc! Urmează premiul pentru întreaga activitate scenografie și vă invit să-l urmărim pe regizorul Andrei Șerban citind o scrisoare deschisă adresată premiatei. Scrisoare deschisă. Dragă Cita, eu cred despre tine că tu ești o poetă care se exprimă prin scenografie. Scena e ca o casă de vise. Când faci un decor, tu nu descrii o realitate, nu o explici, ci o evoci. Teatrul bun evocă, nu explică, nu descrie. Ești flexibilă, ai răbdare, încerci nenumărate versiuni de decor ca să ajungi la cea justă, adevărată. Pentru tine nu e important dacă e frumos decorul, dacă e super smart sau la modă, ci dacă e adevărat. Tu știi că în teatru contează cel mai mult atmosfera. Ea îi ajută pe actori, ea îi inspiră. Fără actori, fără atmosferă, decorul nu există. Ca orice scenograf bun, tu înțelegi arhitectura, deși nu ești arhitectă, pictezi, deși nu ești pictoriță, creezi costume, deși nu ești fashion designer. Dar niciodată nu te pui în prim plan. Ești prea modestă. Și totuși noi, regizorii, avem nevoie de tine. Mă bucur că astă seară ești recunoscută și ești celebrată. Te felicit! Institutul Cultural Român, partener al Galei Uniter, susține premiile pentru întreaga activitate și îl invităm în scenă pentru a oferi acest premiu pe președintele ICR, domnul Liviu Jicman. Sunt deosebit de onorat și emoționat să pot oferi personal din partea Institutului Cultural Român premiu pentru întreaga activitate unei scenografe premiate nu doar pentru propriile creații, dar și pentru cele realizate împreună cu echipele artistice din care a făcut parte în producții în domeniul teatrului, teatrului de păpuși, baletului, operei și dansului. Vreau să urez la mulți ani în slujba teatrului românesc și în activitate doamnei Carmencita Broșboiu.
Bună seara! Mulțumesc mult! Foarte mult! Mulțumesc UNITER! Mă simt norocoasă că în cariera mea am avut șansa să ofer ceva din bucuria jocului și m-am redescoperit alături de toți ceilalți colegi ai mei cu care am lucrat. Mulțumesc Andrei Șerban, pentru frumoasele cuvinte și pentru spectacolele la care am lucrat împreună. Și mulțumesc tuturor partenerilor mei de drum în teatru, regizori, actori, coregrafi, ateliere de producție și croitorie, tehnicienilor de teatru. Aici mă gândesc la colegii mei de la Teatru Maghiar, vreau să-i menționez pe ei, de la Teatru Maghiar de stat din Cluj, unde mi-a petrecut o bună parte din carieră, bună nu numai ca timp, ci și ca valoare. Gabor Tompa, mulțumesc! Mulțumesc tuturor celor cu care am lucrat și am făcut posibile spațiile, universurile pe care le-am creat în decursul anilor. Și aș vrea să mulțumesc familiei mele, lui Gabriel și Ruxandrei, care mi-au fost alături întotdeauna și m-au susținut. Și pentru că, iată că e un premiu pentru întreaga activitate, aș vrea să mă gândesc acum la început. Și începutul meu e foarte important și se leagă de Constanța, de teatru dramatic din Constanța, teatru de balet Oleg Danovski, teatru de păpuși din Constanța, unde consider că am învățat ABC-ul scenografie alături de minunați, minunați profesioniști. Vă mulțumesc și vă doresc tuturor inspirație cât cuprinde. Doamnelor și domnilor, bine ne-am regăsit la 31-a gală a premiilor UNITER. Este o gală care premiază excelența în teatru și vreau și pe această cale să mulțumesc tuturor celor implicați, organizatori, juriu și așa mai departe, pentru un eveniment ce sunt sigur se va dovedi de excepție. La peste 33 de ani de la înființare, UNITER și-a câștigat dreptul de a fi cea mai autorizată voce în ceea ce înseamnă lumea scenei din România, iar în acest an este cu atât mai importantă gala pentru că se desfășoară în Timișoara. Timișoara 2023 este oraș capitală culturală europeană și iată cu acest eveniment se adaugă un plus de noblețe seriei de evenimente pe care Timișoara le găzduiește. Și în acest an, ca în toți anii de până acum, Ministerul Culturii este un partener important al Galei Premiilor UNITER, pentru că Ministerul Culturii susține excelența în toate formele de manifestare artistică. Vreau să felicit pe toți cei care au câștigat sau vor câștiga, vreau să-i felicit pe nominalizați și vreau să-i felicit încă o dată pe organizatori. Iar dumneavoastră, tuturor celor care priviți această gală, vă urez vizionare plăcută! Îi mulțumim domnului Lucian Romașcanu pentru mesaj și pentru sprijinul acordat constant Galei UNITER. Iar acum urmează premiul pentru text dramatic românesc montat în premieră absolută. Nominalizările sunt Ierbar, scenariul și regia Radu Afrim, după texte de Simona Popescu, Teatrul Național Târgu Mureș, compania Livru Rebreanu. Medea, Furie, textul și regia Radu Popescu, Teatrul Apropo București. Vrabia, textul și regia Aleta Popescu, Teatrul Dramatic Fanii Tardini Galați. Programul Cea mai bună piesă românească a anului, desfășurat sub egida Casei Regale a României, intră de anul acesta în palmaresul premiilor cu nominalizări al Galei UNITER. Îl invităm în scenă pe Alteța sa regală, Principele Radu al României. Vă rog. Seara.
Vă mulțumesc tuturor pentru găzduire și piesa cea mai bună a anului se află la un ceas aniversar. Acum 30 de ani, exact 30 de ani în urmă, Majestatea sa, Margareta, Custodele Coroanei, urca pe scena galei Premiilor Uniter pentru a conferi acest premiu. Am fost martorul atunci al unui moment de grație, datorat acum 3 decenii lui Ion Caramitru și lui Marian Popescu. În cei 30 de ani, Majestatea sa a revenit la gală 15 dintre ei și pe urmă premiul a fost oferit de diversi membri ai familiilor regale europene, așa cum stă bine unui premiu european astăzi găzduit de un oraș european. Vă mulțumesc pentru acest privilegiu al celor 30 de ani și mă bucur să citesc pe câștigătorul primului premiu, fiindcă evenimentul și-a schimbat destinația începând din acest an, a intrat în al 4-lea deceniu al existenței lui și se acordă celui mai bun text dramatic montat în premieră absolută. Premiul se acordă în acest an lui Radu Afrim. Premiul se acordă pentru spectacolul Ierbar, care are un text și regia semnată de Radu Afrim pe texte de Simona Popescu. Bună seara! E o cărticică foarte grea, foarte grea și este una. Cum o să facem, Radu, să o împărțim, că aș vrea și eu un sfert. Sunteți atât de amabil să țineți această carte grea, vă rog frumos, e foarte grea. Credeam să o împart în două, doriți. Vedem cum ne descurcăm noi. Scena nu este pentru scriitori, sau nu pentru scriitori ca mine. Astăzi de dimineață m-a întrebat cineva ce faci și eu am spus, ei, singură printre străini, scriitoare printre atâtea personalități, oameni foarte bine cunoscuți de pe scene și de la televizor. Noi scriitorii ne simțim bine acolo în camera noastră și când suntem citiți, nici măcar nu... cititorii noștri nu știu cum arătăm, ceea ce într-un fel este mai bine. Ar fi trebuit să fie lângă mine Radu Afrim, care este un mare regizor, prețuit, respectat și iubit. Iubit și de public, nu numai de actrițele și actorii, care îl așteaptă cu speranță, din câte știu, în toate orașele țării în care există teatru. Radu a făcut acest premiu, că tot este doar o singură carte, cărticică, grea, cred că îi se cuvine lui. El a făcut un scenariu absolut impresionant despre timp, despre timpuri, despre vârste, despre generații, despre lumi diferite, aia de dinainte și aia de după, despre trecut și viitor și despre ceea ce ne leagă pe noi oamenii, indiferent de vârste și așa mai departe. Poate puritatea, ea este rară, dar există. Uneori poartă numele poezie, cuvânt vasi disprețuit.
Faptul că a ajuns la cartea mea, că în gândirea lui și în simțirea lui a simțit nevoia să ia ceva din Cartea Plantelor și Animalelor, cartea mea cea mai recentă, care în lumea literară și-a luat premiile ei, asta că toți suntem în context de premii, eu cred că ar trebui să fie desfințată, fie vorba între noi, desfințate premiile, s-au gândit în alt fel. Bun. Cred că faptul că Radu a ajuns la cartea mea, Radu Afrim a ajuns la cartea mea, mă onorează și mă bucură cu adevărat. Asta mă bucură pe mine cu adevărat. Textul nostru comun nu ar fi avut atâta valoare și n-ar fi luat probabil acest premiu, dacă n-ar fi existat textul vizual, care este atât de important în teatru, adică Irina Moscu și, bineînțeles, minunata trupă de la Târgu Mureș, minunată, vă spun sincer, merită toți nominalizați și chiar premiați, acum nu s-a întâmplat, dar sunt sigură că pe viitor. Și le mulțumesc din tot sufletul. Aș vrea să mai mulțumesc traducătorului care a tradus pentru publicul din Târgu Mureș, dar nu numai din Târgu Mureș, în limba maghiară întreg textul. Este vorba despre poetul Zonda Sabolci, care a tradus și romanul meu Exuvii, și sunt cu atât mai mult recunoscătoare. La sfârșit, vreau să mulțumesc juriilor, primului juriu pentru nominalizări, celui de-al doilea juriu pentru premiu, în numele lui Radu și, bineînțeles, și din partea mea. Sunt onorată că m-ați ascultat și sunt intimidată de prezența dumneavoastră. Vă mulțumesc! Iar acum urmează premiul pentru cel mai bun spectator, o pauză bine meritată de 20 de minute. Revenim imediat, vă mulțumim!
Cine altcineva poate să-ți facă o masă care să devină pat, apoi cadă, apoi lamă de ras și pe aplauze iarăși masă? Scenograful. Când actorii nu au niciun fel de măsură, cine ia toate măsurile? Scenografa. Aici nu trebuia să fie o masă? O să fie. La premieră. Nominalizările pentru cea mai bună scenografie sunt Dragoș Buhagiar pentru scenografia spectacolului Antonin Artaud, Familia Cenci, regia Silviu Purcărete, Teatrul Național Vasile Alexandri, Iași. Oana Micu pentru scenografia spectacolului Blasted, regia Bobby Pricop, Teatrul Andrei Mureșanu, Sfântul Gheorghe. Danilo Joldac pentru decorul spectacolului Femeia Mării, regia Andri Joldac, Teatrul Național Marin Sorescu, Craiova. Invităm în scenă pe actrița Ioana Bogățan, directoarea Teatrului de Păpuși Prichindel din Alba Iulia și a Festivalului Internațional de Teatru Povești. Și pe domnul Ovidiu Buluc, președintele Fundației Pro Cultura Magdalena și Ovidiu Buluc și directorul general al Imperia Business SRL, partener de încredere al Uniter. Bună seara, doamnelor și domnilor! Sunt onorată să fiu în fața dumneavoastră în această seară minunată. Mă bucur că sunteți prezenți la Gala Uniter și la ziua mea. Pentru că, da, astăzi este și ziua mea de naștere, dacă vă puteți imagina. La mulți ani, în primul rând. Mulțumesc! Bună seara! Vreau să vă spun că ne simțim, eu și soția mea, foarte onorați și în același timp foarte bucuroși că suntem din nou la o nouă gală a premiilor Uniter, deci a 31-a. Pentru noi, participarea la aceste gale și conlucrarea cu Uniterul este o mare plăcere și o mare bucurie. Felicit în același timp Uniterul și probabil Senatul, care a luat decizia că anul acesta să nominalizeze pentru cele două premii să poarte numele Premiul de Excelență pentru Pino Caramitru și Premiul pentru Critică Teatrală pentru George Banu. Anul trecut la Bistrița, cei care au fost, știți că am constatat dispariția lui Pino Caramitru. Anul acesta, din păcate, ați văzut în memoria, am constatat și decesul lui George Banu. Bița a fost unul din, probabil nu știu câte lume știe, cât de imens om de teatru a fost recunoscut în lume, în lumea teatrală și, bineînțeles, cu sufletul înapoi în România. Premiul pentru scenografie, o să vedem acum, ce vreau să zic este că am avut scenograf de excepție, începând cu Liviu Ciulei, cu arhitectul Liviu Ciulei, avem și astăzi scenograf de excepție, am văzut cele trei nominalizări, n-aș vrea să spun care din ei este mai bun, juriul care a făcut alegerea este cel care a desemnat și să vedem și care este cel mai bun. Acest plic, ia să vedem. Să mă ajutați. Vă rog. Așa. Premiul pentru cea mai bună scenografie revine Oanei Micu pentru scenografia spectacolului Blasted, regia Bobby Pricop, Teatrul Andrei Mureșanu, Sfântul Gheorghe. Va ridica premiul Ana Maria Popa, directoarea Teatrului Andrei Mureșanu din Sfântul Gheorghe. Vă rog să mă iertați, dar nu voi prinde niciodată un asemenea moment și nici nu voi primi vreodată un asemenea premiu, deci trebuie să mă bucur din plin de șansa care mi s-a oferit prin lipsa motivată a Oanei și este o durere personală pentru că mi-aș fi dorit foarte tare să mă bucur alături de ea astăzi. În loc să mă bucur cu ea, vă voi transmite mesajul ei.
Mulțumesc jurilor Uniter pentru nominalizare și premiu. Mulțumesc întregii echipe a Teatrului Andrei Mureșanu din Sfântul Gheorghe, echipei artistice a spectacolului și lui Bobby, alături de care am imaginat lumea Blasted, crudă, tandră, șocantă, inspirată de războiul de lângă noi și de banalizarea răului, la care aproape că nu mai reacționăm. Aș vrea să dedic acest premiu tuturor scenografilor care încă își caută drumul în teatrul românesc. Știu din proprie experiență cât e de greu să primești o șansă și, chiar și așa, pare că, indiferent de succesul proiectelor anterioare, trebuie să depui un efort nesfârșit de a confirma. Tot nu mi-e prea clar ce și cui. De multe ori, în lucru la un spectacol, atunci când nu ai un anumit statut în breaslă, ți se cere, în schimb, să ai o mare creativitate în a găsi soluții bugetare, în a-ți așeza conceptul în decoruri modulare, de turneu, în a fi flexibil cu planurile, schițele și mai ales cu viziunea ta, să mai pui câte o frână bruscă imaginației și mai ales să fii înțelegător, orice ar însemna asta. Așa că mă bucur mult de acest premiu, chiar dacă haterii vor spune că l-am primit doar pentru că președintele Uniter neoficial s-a retras din cursă. Doar haterii. Eu mă bucur că, primind acest premiu, am ocazia să aduc în discuție și provocările mai puțin glam întâmpinate de artiștii care nu au încă validarea industriei, dar care muncesc din greu, au un talent uriaș și care de multe ori își pierd interesul sau renunță complet pentru că întâlnesc în breasla noastră persoane, să zicem, mai puțin generoase. Și mai ales vreau să le mulțumesc coleguților alături de care am lucrat în ultimii ani și care au făcut ca toate provocările acestea să merite din plin. Vă mulțumesc tuturor pentru această onoare și pentru atenție. Mulțumim! Urmează premiul special pentru creativitate și rezistență în teatrul independent. Pentru a oferi acest premiu, o invităm în scenă pe cea care spune că perioada în care a făcut teatru independent a ajutat-o să aibă o gândire flexibilă, căutând soluții pentru a-și realiza spectacolele fără compromisuri artistice, chiar și cu finanțare redusă. Haideți să o primim pe directoarea Teatrului Tineretului din Piatra Neamț, regizoarea Gianina Cărbunariu! Am onoarea să înmânez premiul special acordat de Senatul Uniter trupei Aoleu din Timișoara. Pentru creativitate și mai ales pentru rezistență în teatrul independent. Cred că acest premiu este o recunoaștere firească a valorii unui demers artistic colectiv inițiat acum 18 ani. În spatele acestei rezistențe se află, desigur, o viziune pe termen lung asupra ceea ce înseamnă să fii artist într-o comunitate, precum și multă generozitate și mai ales inteligența de a-ți crea prin propriile puteri un context de lucru. Și în acest moment, cred, ați afirmat spiritul independent. Rămâne un act de curaj, dar și de încredere în valori precum educația, precum arta și inovația în teatru. O să citesc numele tuturor celor care alcătuiesc trupa Aoleu și o să vă invit să-i aplaudăm pe colegii noștri, să-i aplaudăm atât de tare încât să-i audă și vecinii lor, să ne audă și să îi audă. Așadar, trupa Aoleu înseamnă Ioan Codrea, Ionuț Marian Pârvulescu, Armand Iftode, Ovidiu Mihăiță, Cristine Cismaș, Iasmina Mitrici, Norbert Lovaș, Andrei Racola,
Anastasia Miulescu și Cristian Popescu. De-ar fi atâtea locuri la oleu. Care sunteți? Care ați văzut un spectacol la oleu până acum? Köszönöm szépen! Vielen, vielen Dank! Hvala vam puno! Veniți mulți, locuri puține. Noi chiar depindem de spectatori. Unul dintre rolurile criticii este acela de a aprecia și a interpreta obiectiv și imparțial un act artistic. Alina Epângeac? Vreau să te văd. Ești în sufletul meu. De asemenea, prezența activă a criticilor în peisajul teatral contribuie la menținerea unui standard ridicat de performanță și la orientarea spectacolele de calitate. Claudiu Groza și Irina Zlotea, vă citesc cu sete după fiecare premieră. Urmează premiul pentru critică de teatru, dar înainte de asta, trebuie să vă mai spun, dragi critici, fie că sunteți în sală, fie că sunteți acasă, arătați superb. Superb în această seară. Nominalizările sunt... Alina Epângeac. Claudiu Groza. Și Irina Zlotea. Ne va spune cine a luat trofeul directorul general adjunct al Teatrului Național Mihai Eminescu din Timișoara, actorul Ion Rizea. Bună seara, nu țin discursuri că timpul curge repede, îți desfac plicul, o să vedem ce critici voi avea la premiera din 22 după ce citesc numele. Să vedem. Și premiul merge la... Cel mai bun critic de teatru, premiul George Banu, merge la Alina Epângeac. Nu, nu, nu! Eu mulțumesc! Vă mulțumesc tuturor pentru imaginea asta, pentru schimbarea de perspectivă. Eu sunt obișnuită să stau în sală, să vă privesc pe voi și să mă bucur de ce faceți voi. Treaba mea este să fiu împreună cu voi. Vă mulțumesc pentru că am ocazia în această seară să fiu eu pentru câteva minute aici. Vreau să mulțumesc pentru galele uniter lui Ion Caramitru. Vreau să mulțumesc cu recunoștință celor două jurii pentru responsabilitatea pe care mi-au oferit-o odată cu acest premiu, pentru că am multe mărturisiri de făcut, o să încerc să le spun pe repede înainte. Prima ar fi că
Pe scările teatrului a intrat o fată de 12 ani, în sufletul meu așa mă simt, faceți abstracție de toată instalația asta, și odată cu acest premiu va ieși un critic de teatru care va avea mai multă încredere în el, cu aceeași iubire însă și cu aceeași vulnerabilitate și umanitate pe care eu mi-o doresc și vă doresc, ne-o doresc nouă tuturor teatrului. E probabil, nu știu, cea mai frumoasă urare pe care o pot face și acum o să-mi iau inima în dinți și o să încerc să fac un mic omagiu personal acestei gale atât de muzicale, pentru că niciun artist nu și-a luat inima în dinți să mulțumesc în note muzicale, așa că o să auziți un critic. Iar mesajul face parte din, cred eu, primul musical pe care l-am auzit, Veronica, și e refrenul. V-aș ruga un minut, încercați să zâmbiți, un singur minut să fiți fericiți, adunați zi de zi doar iubire în voi și lumea mai bună va fi. Ăsta a fost momentul artistic. Super! Mulțumesc profesorilor mei, celor care m-au învățat să învăț, și mulțumesc studenților alături de care învăț în continuare. Mulțumesc celor care mi-au dat libertatea și curajul de a scrie așa cum văd, cum simt, cum cred, argumentat acum vreo 12 ani. Și mai am o mărturisire, promit că e ultima. Pe diploma aceea presupun că este scris un singur nume, dar eu am venit în seara asta pentru a primi în numele celor care îl merită cu adevărat acest premiu. Acest premiu este al celor pe care eu îi iubesc și care mă iubesc pe mine. Și așa că dați-mi voie să le rostesc numele celor din familia mea, bunicii mei, Tincuța și Ion, bunicii mei, Ștefan și Verona, părinții mei, Gabriela și Cătălin, și părinții mei, Ludmila, Mariana și Victor. Vă mulțumesc mult! Urmează premiul pentru întreaga activitate critică de teatru. Să urmărim mesajul filmat al regizorului Radu Afrim despre câștigătorul premiului. Sunt gândat să spun câteva cuvinte despre criticul Doru Mare și acum când Senatul Uniter omagează munca lui în teatru. Știind că Doru Mare detestă cel mai mult teatru de clișeu, teatru previzibil, teatru convențional, conservator sau tradiționalist, e cam același lucru. Știu că Doru Mareș și-a făcut un program foarte, foarte bine definit în a apăra experimentul în teatrul românesc. Și Doru Mareș, eu l-am cunoscut într-o perioadă în care acest cuvânt experiment teatral era mai degrabă foarte urât, hulit și detestat de majoritatea brezei teatrale. Și cu riscurile de rigoare, acest critic, Doru Mareș, a continuat să lupte pentru experiment, pentru teatru inovator în peisajul teatral românesc. Eu cred că dacă n-ar fi existat Doru Mareș, nici eu n-aș fi putut să vă vorbesc în acest moment, pentru că m-a susținut atunci când foarte puțină lume era dispusă să guste ceea ce eu făceam în teatru. La mulți ani și mult succes în continuare! O invităm în scenă pentru a oferi acest premiu pe directoarea Teatrului Andrei Mureșanu din Sfântul Gheorghe, Ana Maria Popa. Sara. Speram să fie prima mea intrare. Iată-mă din nou aici, de data aceasta, să vă vorbesc despre un scriitor, un poet, un visător, un cărturar, un critic, un fost director de teatru,
un director de teatru căruia eu personal îi datoresc foarte multe, pentru că foarte mulți din super talentații mei colegi îi datorează cariera lui Doru Mareș. Doru este o persoană foarte caldă, cu foarte multă candoare, cu extraordinar de mult bun simț, dar cu o peniță extrem de acidă. Toată această bucurie a lui, această căldură, o are undeva, vorba americanului, deep down. Very deep down. Și din cauza acestei adâncimi, a fost chiar votat de către actori și regizori cel mai antipatic critic. Îmi permit să îl elogiez în acest fel, pentru că știu că el însuși se prezintă cu mândrie astfel. Chiar îmi spunea nu demult că după ce și-a spus părerea prietenilor regizori, doar cu doi dintre ei a rămas prieten. Presupun că Radu Afrim este unul dintre ei. Poți să-l iubești pe Doru, poți să-l iubești. Poți să nu îl iubești, dar cu siguranță nu poți să-l ignori. Pentru că Doru Mareș este irepetabil. În aplauzele dumneavoastră, Doru Mareș. N-am crezut că a trecut atât de... ca să ajung să... Mă rog, mulțumesc Senatului Uniter, mulțumesc Uniterului, pentru că m-a speriat de vreo trei ori cu această ocazie. În primul rând, nu sunt un amator de Ringenspiel și m-am trezit. În al doilea rând... pentru că, în principiu, un purtător de tricou și geacă de blugi s-a trezit în cămașă și sacou, ceea ce e teribil. Și, în sfârșit, încă o dată, pentru că n-am crezut că a trecut atât de încât să merit. Mulțumesc, Radu, mulțumesc, Anei. E complicat să... Laudele sunt plăcute, dar când nu ești obișnuit să stai aici și acolo și locul tău nu e aici și acolo, nu sunt ceva... Aplauzele vin de acolo încoace, pentru că așa este firesc și așa trebuie să fie și așa trebuie să rămână. De aici încolo vine o energie fără de care cred că am fi numai mai săraci, dar n-am prea mai fi chiar atât de oameni. Și atunci eu nu pot decât să mulțumesc în primul rând pentru energia asta care de vreo 30 de ani, mai bine de 30 de ani, o primesc de aici și, și mă bucur de ea acolo sau, dacă vreți, uneori o și îndur acolo. Cam atât. Am mai spus, rostul meu nu este aici, dar... Eu tot mă mir pentru că eu nu cred totuși că a trecut atât de ca să... Doamnelor și domnilor, Doru Mareș! Teatrul Național Radiofonic prezintă. Vrei la teatru, dar n-ai cum să ajungi, n-ai timp și drum. Stai acasă liniștit, pe fotoliu tolănit, la acord sau cu mioara,
în tren spre Timișoara, oriunde ai fi, teatrul te va găsi. La radio ai un buton, dar poți chiar și pe telefon, hai să-ți explic. Radiofonii sunt acolo actorii grei, în vârstă și cei tinerei, e super chic. Radiofonic. Ai teatru și când îți faci o baie, teatru-n cort când ieși afară în ploaie, curg și roaie îi auzi și parcă-i vezi, doar din glas de față îi crezi, e și retlic, e teatru radiofonic. Nominalizările pentru cel mai bun spectacol de teatru radiofonic sunt Carnavalul, un spectacol de Alexa Visarion, Societatea Română de Radiodifuziune. Spărgătorul de nuci și Regele Șoarecilor, dramatizare radiofonică și regia artistică Diana Mihailopol, Societatea Română de Radiodifuziune. Văzduh, conceptul și regia Victor Olăhuț, Cultură în Șură. Ne va dezvălui numele câștigătorului, actrița Teatrului German de Stat, Olga Tărăc. Uite! Ok. Umor german, așa că guten Abend allerseits! Să trecem la cel mai important lucru în acest moment, și anume cel mai bun spectacol radiofonic. Este Spărgătorul de nuci și Regele Șoarecilor, dramatizarea radiofonică și regia artistică Diana Mihailopol. Încă. Bună seara, vă mulțumesc, vă rog să-mi iertați emoțiile, încă nu-mi dau seama ce mi se întâmplă. Mulțumesc jurilor Uniter, fără de care n-aș fi fost aici. Mulțumesc echipei cu care am lucrat, vă mulțumesc Irina Soare, vă mulțumesc Andrei Miricescu, Milica Crăinicianu, Codrin Lazar, Florin Bădic, Lucian David, Ioana Stana, mulțumesc, îi mulțumesc lui Attila Vizauer pentru că m-a îndemnat să îmbrățișez acest text. Mulțumesc actorilor, pe o parte îi văd și aici, le mulțumesc actorilor fără de care acest bas nu s-ar fi transformat într-un adevărat spectacol. Îmi cer scuze, permiteți-mi să o salut pe Lia Bugnar și să-i spun că mă simt foarte împlinită că Marius Manole a trecut de la porecla de șoarece la rolul de rege al șoarecelui, așa. Și vă doresc sănătate, pace, înțelegere, înțelepciune și pentru a dori să înțepenesc sertarul menit să ascundă inocența, dedic acest premiu fiicei mele, Catinca Maria Radu. Vă mulțumesc! Noapte frumoasă! Felicitări!
Urmează premiul pentru întreaga activitate regie. O invităm în scenă pentru a oferi acest premiu pe criticul de teatru și traducătoarea Alice Georgescu. Bună seara! Probabil că știți cine urmează să ia premiul, așa că nu fac mister din asta. Peloții, Laszlo Bociardi, Bociardi Laszlo, l-am cunoscut când încă nu-l cunoscusem personal. L-am cunoscut printr-un spectacol, cred că e modul cel mai bun de a cunoaște un artist. Acel spectacol, care se desfășura în anul 1986 sau 1987, ceva de felul ăsta, se numea Regele Ubu și se juca la Festivalul de Teatru Scurt de la Oradea de către o trupă alcătuită din semiprofesioniști, o trupă care era Teatrul Figaro Studio din Gheorgheni, unul dintre cele mai interesante teatre experimentale din România ulterior. Acea trupă fusese întemeiată de Loții, împreună cu câțiva oameni care erau de alte profesii decât cea teatrală și care, dintre care unii sunt astăzi actori și anume actori foarte buni. Au trecut de atunci, calculați dumneavoastră cam câți ani, și în timpul ăsta Loții a făcut foarte multe alte lucruri și foarte multe alte spectacole. Nu numai la Teatrul Toma și Aron din Sfântul Gheorghe, unde a ajuns imediat aproape după terminarea facultății, celei de-a doua facultăți, cea de regie pe care a făcut-o la Târgu Mureș, la clasa lui Gabor Tompa. Așadar, nu numai la Teatrul Toma și Aron, unde a fost regizor principal și director artistic aproape imediat după absolvire, ci și la multe alte teatre, vă spun așa, la Repezeală, Teatrul Național din Craiova, Teatrul Național din Cluj, Teatrul Național din Târgu Mureș, Teatrul Național din Budapesta, Teatrul Maghiar de Stat din Cluj, Teatrele Odeon de Comedie, Odeon, am spus Odeon, Notara, Metropolis din București și, în fine, Teatrul German de Stat din Timișoara. A făcut așadar un număr foarte mare de spectacole, am aici o hârtie, nu o să le citesc pe toate, doar titlurile, nu și autorii. Vă spun doar așa, la repezeală, câteva dintre preferatele mele, care s-a întâmplat să fie și preferatele unor jurii de specialitate, inclusiv ale unor jurii ale Galei Uniter. Deci, la repezeală, Nunta însângerată. Sper că știți, sper că le-ați văzut, dacă nu, bine ar fi să le vedeți măcar înregistrate. Nunta însângerată, așadar, Găinușa de apă, Alcesta, Romeo și Julieta, Otello, Neguțătorul din Veneția, Clasa noastră, recunoașteți, desigur, unele titluri premiate, Cazimir și Caroline, și mă tem că am uitat foarte multe. Ceea ce însă îl face special pe acest regizor este faptul că el face nu numai spectacole, ci și echipe. Atunci când lucrează într-un teatru, cei cu care colaborează, fie și numai pe durata pregătirii spectacolului, devin nu doar o trupă, ci un trup, devin o familie. Și acest sentiment de familie, de echipă, de coeziune persistă chiar și după ce spectacolul nu se mai joacă. E o calitate rară pe care Loții o transmite, mi închipui, și în calitate de profesor de regie, la rândul lui acum, la Târgu Mureș. Ar mai fi foarte multe să vă spun, a întemeiat și un festival la Sfântul Gheorghe, un festival a cărui cea de-a cincea ediție s-a terminat nu demult, Festivalul Reflex.
un festival internațional de ținută într-adevăr superioară, a făcut extrem de multe lucruri și extrem de multe echipe din acestea. A face o echipă înseamnă până la urmă a forma caractere. Și a forma caractere înseamnă până la urmă a forma oameni, a face oameni. Este una dintre calitățile lui Lazi, Laszlo Bocsárdi, Bocsárdi Laszlo, care ia în seara asta, printre alte premii, un premiu foarte bine meritat. Premiul pentru întreaga activitate. Premiul pentru întreaga activitate, Laszlo Bocsárdi. Bună seara! Da, sunt emoționat. Nu sunt Gabor Tompa. I-am schimbat costumul să nu fim la fel. La un festival mai de mult în Ungaria, el a primit un premiu și cum ieșea jos pe partea dreaptă și eu primeam următorul premiu și intram pe partea stângă, lumea a rămas încremenită, au crezut că Tompa a revenit. Deci asta era ideea lui cum. La mulți ani Timișoara, la mulți ani Uniter și mulțumesc Senatului pentru premiu. Mă bucur că sunt la Timișoara, sunt pe jumătate timișorean, maica mea din Timișoara. Primii pași pe o scenă am făcut în Timișoara, pe scena Teatrului Maghiar din Timișoara, ca student la chimie industrială. În primul rând, mulțumesc sorții că m-a îndrumat spre teatru, că nu înțeleg cum am ajuns la teatru. Vedeți că am intrat al doilea la o facultate între 120 de locuri, eram al doilea, și în anul 3, cum stăteam la curs, într-un amfiteatru, la un moment dat am rămas șocat când mă uitam la colegii mei care stăteau în locurile lui, eu stăteam în spate cu grecii și cu studenții greci, scuze, și dintr-o dată m-a izbucnit o întrebare. Ce dracu caut aici? Era anul 3. Am repetat anul 3, după care m-am decis să termin, am terminat facultatea și am fost repartizat, pe vremea aceea era cu repartizări, la Gheorgheni, un orășel de 20.000 de locuitori și acolo am întemeiat imediat cum am ajuns o trupă de teatru din ingineri, din matematicieni, din informaticieni și din profesori. Și de acolo, nu știu cum, am ajuns să fac numai teatru. 6 ani am făcut teatru ca fiind inginer, în timpul zilei cum eram inginer, sub masă ascundeam notițele pentru că mă pregăteam pentru repetițiile de seară și aveam grijă să nu fie văzut de cei care îmi erau subalterni că ce fac. Deci mă pregăteam pentru acest drum foarte frumos și încă o dată vă spun, soarta m-a îndrumat fără să înțeleg cum. Acum Alice a enumerat aceste lucruri despre mine, lucruri frumoase și îi mulțumesc foarte mult ei și pentru colaborările noastre, pentru că am avut câteva la spectacole importante care mi-au ieșit bine și din cauza ei. Deci cum am ascultat, am cuprins de o senzație foarte specială pe care îl am și în momentele când revin să văd spectacolele mele, revin de multe ori și sunt mirat că am făcut eu spectacolul respectiv. Parcă ar fi un film. Acum au fost enumerate aceste spectacole, aceste titluri, tot asta simt, parcă nu eu le-am făcut. Parcă cineva în locul meu le-a făcut și eu asist la această
evocare la această sentință, adică parcă ar fi o sentință, a trebuit să faci și trebuie să faci neapărat spectacole în continuare. Deci, mulțumesc foarte mult celor cu care, tuturor celor cu care am lucrat, tuturor actorilor, scenografilor, celor care au făcut muzică pentru spectacolele mele, care au făcut imaginea spectacolelor mele. Deci, nu este un premiu pe care îl merit eu singur, ci toți cei care m-au ajutat și au fost lângă mine, care au fost creativi, m-au ajutat să fiu creativ. Deci, este, cred, un premiu comun. Vă mulțumesc mult că m-ați ascultat și sănătate la toată lumea. La revedere! Și noi vă mulțumim! Laszlo Bocsárdi, doamnelor și domnilor! În continuare urmează singurul premiu găzduit în Gala Uniter, premiul British Council. O invităm în scenă pe doamna Cristiana Tăutu, Head of Arts la British Council România. Bună seara! Bună seara, bună seara, felicitări tuturor! British Council își propune din 2018 să crească accesul și incluziunea socială și ne bucurăm că prin premiile Uniter putem să facem asta. Oferim în această seară premiul British Council pentru un spectacol foarte deosebit. E primul spectacol din România care vorbește despre istoria comunității transgender. Oferim premiul Asociației Identity Education și îmi face mare plăcere să invit trei profesioniști pe care îi admir și respect, Andrei, Arhanghela și Raj. Invităm alături de noi! Bună seara, mulțumim British Council, bună seara tuturor. Doresc să spun în primul rând că acest premiu nu este doar pentru Identity Education. Acest premiu este al colectiv, este al comunității LGBTQIA+. Este al persoanelor trans și non-binare care ne spun poveștile, care caută spații sigure de autoreprezentare și pentru care noi suntem acum aici. Identity Education își dorește foarte mult să creeze spații sigure, ocazii de reprezentare pentru comunitatea trans și non-binară, care nu își găsesc locul și siguranța atât în spațiul social, cât și cultural și artistic. Mulțumesc! Premiul British Council. În continuare le voi lăsa pe colegele mele, Raj și Arhanghela, să povestească despre ce înseamnă translucid pentru noi ca și comunitate. Bună seara și bine v-am găsit. Aș vrea să mulțumesc în primul rând British Council pentru acest premiu. Și am scris ceva împreună cu colegele și colegii mei, pentru că este pentru prima dată când niște persoane transgender cu un spectacol transgender iau un premiu la o gală națională, dar cred că nu va fi ultima dată și am încredere în dumneavoastră pentru asta. Mulțumim British Council pentru acest premiu care are pentru noi o valoare simbolică și politică. Spectacolul Translucid nu s-ar fi născut fără munca generoasă și solidară a unei întregi echipe. Adam, Adam Ușat, Andrei Dinu, Andy Andreea, Arhanghela, Aron Madon, Dragoș Petrișor, Evelin Homeghiu, Mihaela Mihailov, Patrick Brăila, Paula Duncăr, Raj Sauramia, Renate Dinu. Dedicăm spectacolul nostru tuturor persoanelor trans, ale căror povești nu se aud pe scenele mainstream din România, persoane trans rome, femei și bărbați trans, persoane trans non-binare, persoane trans lucrătoare sexuale, persoane trans care fac sau nu terapie hormonală, persoane trans care sunt out sau nu, persoane trans care nu mai sunt printre noi din cauza transfobiei acestei societăți, persoane trans care își trăiesc adevărul de zi cu zi în ciuda atacurilor constante asupra lor din partea societății.
Bună seara! Eu vreau să... Trebuia să trimit și dimensiunea tocurilor. Eu vreau să vă spun că dedicăm spectacolul nostru tuturor corpurilor trans care nu se văd pe scenele mainstream din teatrul românesc. Aceste scene trebuie să facă loc pentru cei prea mulți invizibilizați și neascultați. Prin acest premiu sperăm și ne dorim ca persoanele trans să se autoreprezinte în spectacolele de teatru în care poveștile lor sunt în centru. Dreptul la autoreprezentare este un drept pentru care trebuie să luptăm zilnic pe scenă și în spatele scenei. Este dreptul de a simți că povestea ta e povestea corpului tău. A o înlocui înseamnă a o apropria. Credem cu tărie că teatrul trebuie să fie un teritoriu al grijii reciproce, al non-violenței și al revendicării colective. Spunem nu hărțuirii și umilirii care vulnerabilizează și suntem împotriva practicilor abuzive ale unor regizori care afirmă că arta se fundamentează pe supunere, dominație și tensiuni violente. Spectacolul Translucid este forma noastră de recunoștință pentru cele care au creat istoria trans în România, mai ales pentru Sorina și Naomi. Vă celebrăm și vă mulțumim! Mulțumim încă o dată British Council și mulțumim Uniter pentru această ocazie și pentru că ne-ați dat ocazia să fim pe această scenă foarte mare. Vă mulțumim și vă iubim! Și noi mulțumim! Felicitări! Doamnelor și domnilor! Urmează un premiu special, misterios, premiul președintelui. Nimeni nu știe cui se acordă acest premiu special, misterios, premiul președintelui, în afară de președintele Uniter, scenograful Dragoș Buhagiar. Bună seara, bună seara. Adevărul e că am fost foarte bine primiți de Timișoara Capitală Culturală 2023. Și suntem recunoscători pentru acest fapt. Aș vrea să... De fapt, nu aș vrea. Vreau să întorc, dacă vreți. Și atunci... Dar nu înainte de a vă spune că în 2019, în decembrie, întâmplător, mă aflam la Bruxelles și am văzut la Bozar o expoziție, Brâncuși. Și... Poate credeți sau nu credeți, dar de obicei nu spun vorbe mari, dar a început pandemia și faptul că am văzut acea expoziție m-a ajutat să supraviețuiesc în pandemie. Pentru mine, artiștii care au modificat lumea, de fapt, ce a făcut și Brâncuș, un artist care a reinventat lumea, care ne-a învățat să privim un pic altfel în jur, cu siguranță. Un artist care a sublimat forma și care a revenit cumva la origini în niște timpuri destul de tulburi, am putea spune. De aceea o să vă rog să-mi permiteți să direcționez premiul președintelui cu toată convingerea și, cum să vă zic, chiar sunt onorat să fac acest lucru. O să-l ofer unei munci de o viață, unei munci de mai bine de 30 de ani, unei doamne care este doctor în istorie artei, muzeograf, cercetător la Muzeul de Artă Contemporană din Paris, Centrul Pompidou, și care s-a ocupat de studierea acestui mare artist care se cheamă Constantin Brâncuși. Și chiar dânsa spunea că Brâncuși este un artist care și-a construit posteritatea. Capitala Culturală Europeană Timișoara 2023, împreună cu Consiliul Județean Timiș, va găzdui în anul acesta o expoziție extrem de importantă. Evident, Brâncuși, care se va chema Surse Românești, Perspective Europene.
Atunci vă rog frumos să-mi dați voie să invit în scenă pe curatorul acestei expoziții, doamna Doina Lemnea. Întotdeauna când am circulat pe lumea asta, m-am tot întrebat de ce nu pot să văd la mine acasă ce văd în Occident, nu? Mulțumesc, doamnă! Și eu vă mulțumesc și vreau să vă spun că sunt foarte onorată de a primi acest premiu și de invitația pe care președintele Uniterului și, desigur, juriul Uniterului a acceptat să mi se acorde o asemenea onoare. Deci, deși eu nu fac parte din lumea teatrului, nu fac parte din lumea teatrului, nu sunt nici actriță, dar sunt interpretă și, așa cum spunea domnul președinte, sunt interpretă al unui mare artist căruia îi plăcea teatrul și, care în momentele lui de repaus a transformat atelierul într-o adevărată scenă, pentru că în atelierul lui veneau artiști, performeri, scriitori și era o întreagă dezbatere despre artă, despre teatru. Acolo s-au făcut sau au avut loc adevărate scene și discuții despre artă. N-o să țin o lecție despre Brâncuș pentru că această lecție probabil va veni la Timișoara în septembrie când vom deschide această expoziție. Dar vreau să amintesc un singur episod din viața lui Brâncuș, când la bătrânețe a primit vizita lui Eugen Ionesco. Hâtru și foarte hâtru cum era el, îl întreabă pe Istrati, care era alături de el, cine ăsta e Eugen Ionesco? Zice, scriitor de teatru. Pregătit cu această informație, intră și îl cunoaște pe Eugen Ionescu și îi spune lui Eugen Ionescu așa, mie nu-mi place teatru, nu-mi pasă de teatru. La care Eugen Ionescu îi spune, nici mie nu-mi place, de aceea scriu. Iată câteva momente, dar din viața lui Brâncuș aș putea să vă povestesc și altele, numai că voi intra și eu în scenă la Timișoara, cu care m-am obișnuit de 2 ani, de când m-am angajat să fac această expoziție împreună cu o echipă foarte entuziastă, pentru că, după cum spunea și domnul președinte, merităm să-l aducem pe Brâncuș acasă și să încercăm să înțelegem în ce măsură sursele românești au deschis aceste perspective către universalitate. O să ne întâlnim cu această ocazie și mulțumesc Timișoarei, care e îmbrăcată de sărbătoare. Vă mulțumesc foarte mult! Eu sincer cred că nu există scenograf care nu și-a însușit lecția Brâncuș. Sunt absolut convins. E parte din creația noastră. Eu nu aș putea să lucrez fără Brâncuș. Exact, exact. De aceea am și spus. Gelu, Silviu, Masaci, Afrim, Dabija. Frunză, Gelu, Silviu, Masaci, Afrim, Dabija. Frunză, Gelu, Silviu, Masaci, Afrim, Dabija. Frunză, Gelu, Silviu,
deja. Vreau un regizor, vreau un regizor original, intelectual, cu viziune, înțelepciune, să mă ia în rolul principal. Frunză, Gelu, Silviu, Afrim, Dabija. Frunză, Gelu, Silviu, Afrim, Dabija. Vreau un regizor, vreau un regizor sau regizoare, mi-e egal. Să știe textul, dar și subtextul, să mă ia în rolul principal. Frunză, Gelu, Silviu, Afrim, Dabija. Frunză, Gelu, Silviu, Afrim, Dabija. Urmează premiul pentru cel mai bun regizor. Nominalizările sunt: Declan Donelan pentru regia spectacolului Ödip Rege, Teatrul Național Marin Sorescu, Craiova. Silviu Purcărete pentru regia spectacolului Antonin Arto, Familia Cenci, Teatrul Național Vasile Alexandrii, Iași. Andrei Joltac pentru regia spectacolului Femeia Mării, Teatrul Național Marin Sorescu, Craiova. Plicul va fi deschis de către actorul Marian Râlea. Vă mulțumesc și vă iubesc. Dar nu erau trei plicuri. Eu m-am îmbrăcat frumos pentru un plic. Spun asta pentru că acești trei mari creatori de teatru dânsii sunt de fapt premiul. Să vedem, dar poate că era bine să fim trei plicuri. Numai puțin. Da. Pentru că nu știu, poate să pronunț numele. Cea mai bună regie, premiul Lucian Pintilie, Silviu Purcărete pentru regia spectacolului Antonin Arto, Familia Cenci, După Shelley și Stendhal. Teatrul Național Vasile Alexandrii, Iași. Era mai bine cu trei. Premiul va ajunge la câștigătorul Silviu Purcărete de îndată ce ne vom întoarce la București. Felicitări! Acum urmează mult așteptatul premiu pentru cel mai bun spectacol. Alex, da? Spune-mi, te rog, într-un singur cuvânt, ce înseamnă pentru tine cel mai bun spectacol? Cum trebuie să fie? Cel mai bun spectacol? Păi... E supercalifragilisticexpialidoce, chiar dacă în română sună un picuț atroce. Cel mai bun spectacol viața știe să o evoce. E supercalifragilisticexpialidoce. Știi? Wow. Bianca, Monica? Da? Da? Spuneți-mi, vă rog, cum trebuie să arate cel mai bun spectacol într-un singur cuvânt? Păi... În cel mai bun spectacol toate trebuie să facă click. Muzică, lumină și scenografie chic. Regie, actorie și mesaj puternic zic. Când toate sunt la un alt acum, cum să îți explic? E supercalifragilisticexpialidoce, chiar dacă română sună un picuț atroce. Cel mai bun spectacol viața știe să evoce. E supercalifragilisticexpialidoce. Am din lili, am din lai, am din lili, am din lai, am din lili, am din lai.
Și acum, Lucian, spune-ne tu. Cum trebuie să arate, într-un singur cuvânt, cel mai bun spectacol? Într-un singur cuvânt? Păi, e cel mai bun spectacol, fiindcă-i nominalizat. Ah, ce n-aș fi dat și eu în el să fi jucat. Cu tezis și cu arsis și cu skepsis și catarsis. Și orice spectator din sală va ieși schimbat. E supercalifragilistic, expialidoce. Chiar dacă română sună un picuț atroce, cel mai bun spectacol viața știe Zoe Voce. Supercalifragilistic, expialidoce. Lam diriri, lam dirirai, lam diriri. Nominalizările sunt Antonin Arto, familia Cenci, regia Silviu Purcărete, scenografia Dragoș Buhagiar, Teatrul Național Vasile Alexandrii, Iași. Ödip Rege, regia Declan Donelan, scenografia Nick Ormerod, Teatrul Național Marin Sorescu, Craiova. Side Stories, regia, scenariul, universul sonor, Radu Afrim, scenografia, Teodor Cristian Niculae, Teatrul de Stat Constanța. Direct de la Londra, locul de unde s-a lansat în cariera europeană de film, actrița Ana Maria Marinca. Și o personalitate multipremiată a celor mai importante festivaluri de teatru ale Europei, îl invităm în scenă pe regizorul lituanian Oskaras Koršunovas și pe traducătoarea Raluca Rădulescu. Bună seara! Vă mulțumim că în această seară ne-ați invitat să fim printre dumneavoastră. Ați împodobit această minunată sală cu talentul, inspirația, grația și entuziasmul dumneavoastră. Aș și să mă stăbăi jugioasă că de suce. Where is my... Interpreter? Я здесь. Приходи сюда. Скажи, что я очень рад, что я нахожусь тут. Sunt foarte fericit că mă aflu aici. Румынский, мы в румынском, мы часто ездили в фестивале румынского театра. Am venit foarte des în turnee, în festivaluri din România în ultimii 20 de ani. Встречались с многими зрителями, которые очень хорошо принимали наши спектакли. Ne-am întâlnit cu foarte mulți spectatori români care ne-au primit foarte bine spectacolele și și le amintesc până astăzi. И сейчас я вот работаю в этом замечательном театре. Și astăzi, acum, lucrez în acest teatru fabulos. Где просто замечательные актеры. Unde actorii sunt absolut fabuloși. Я очень радуюсь тем, что Румыния это истинно театральный край. Și pentru mine este o adevărată bucurie să descoper că România este o țară absolut teatrală. Da. O țară a teatrului. Este premiul pentru spectacolul anului 2022. Ce spectacol? Merge la Seaside Stories. Regia, scenarii, universul sonor, Radu Afrin. Scenografia, Teodor Cristian Niculae. Teatrul de Stat, Constanța. Felicitări! Doamna Dina, am nevoie de ajutor.
Am nevoie de ajutor. Ce greu e. Da, Constanța are un an bun. Faro a ieșit campioană. Acum asta... Cita a luat pentru întreaga Octavie activitate. Mulțumiri foarte, foarte multe. Radu, îți mulțumim pentru ce ai făcut la Constanța. Radu Afrim, ai creat un spectacol extraordinar. Radu Afrim, îți mulțumim foarte, foarte mult. E în repetiții, n-a putut ajunge. Îi mulțumim foarte mult pentru ceea ce a făcut. E un premiu colectiv, este un premiu de spectacol. Iertați-mă, dar trebuie să-i numesc pe cei care au stau în spatele acestui spectacol. Teodor Niculae, scenografie. În distribuție, cei de față, deocamdată, încep cu ei. Nina Udrescu, Mihaela Velicu, Liliana Cazan, Laura Iordan, Lana Moscaliuc, Alina Manțu, Anais Agi Ali, Iulian Enache, Teodor Șoptelea, Mariana Dochiței, Ștefan Mihai, Andrei Bibire, Alex Burcă. Din păcate, nu sunt alături de noi, dar sigur, sigur ne urmăresc. Doamna Liliana Ghiță, Mirela Pană, Cristiana Luca, Cătălina Mihai, Remus Archip și Cătălin Bucur. Mara Oprea, asistent de regie, Paula Rusu, asistent scenografie, Andrei Dermengiu, video și regie tehnică la începutul spectacolului, Alexandru Bibere, lumini, Alex Popa și Edi Lupu, sunet, Emil Băncilă și întreaga echipă de mașiniști, Paul Bucur, recuziter, Arina Cocoș, make-up, Nina Glință și Aurica Mangu, cabine, Tanța Pogonaru, perucherie, Alina Vasiliu, consultant artistic, Otilia Nicoară, noul regizor tehnic, Mihaela Petrescu, directorul economic și întreaga echipă de la administrativ, Viorel Urse, directorul tehnic și întreaga echipă de producție. Felicitări tuturor și mulțumiri întregii echipe a spectacolului Seaside Stories. Mulțumiri! Mulțumiri foarte multe! Mulțumim mult jurilor, juriul de nominalizări și jurului final. Vă mulțumim foarte mult pentru ceea ce faceți. Vreau să mulțumesc echipei Uniter pentru acest extraordinar eveniment și pentru tot ceea ce fac în timpul anului și pentru modul cum sprijină teatrele din întreaga țară. Mulțumesc Consiliului Județean Constanța, toți cei din această instituție care sprijină Teatrul de Stat Constanța. Mulțumesc presei, tuturor jurnaliștilor din Constanța care ne sprijină și sunt alături de noi în activitate, publicului constanțean, mulțumesc foarte mult pentru ei, facem ceea ce facem. O mulțumire foarte personală deocamdată, faptul că am reușit să ajungem aici, să avem performanțe, doar o mulțumire personală Elizei, soției mele, și celor două fetițe, Linda și Miri, care mă îndură de 4 ani să fac naveta Constanța-București. Ada... Ada Lupul la începutul galei a făcut o reverență celor care au construit și au pus bazele acestei clădiri. La Constanța noi nu avem o clădire. Eu fac, noi, întreaga echipă a Teatrului de Stat Constanța, facem acum o reverență celor care vor construi la un moment dat o clădire de teatru la Constanța. Și, da, mi se pare că a ajuns și Radu Afrim. Radu, unde ești? Vino, repetă, te rog. Vino un pic, ca să ne spună ceva. Oameni buni! M-am bucurat enorm să cunosc trupa Teatrului de Stat Constanța. A fost o onoare imensă pentru Erwin Simpson să mă invite și să montez. Erwin Simpson, un manager... Hai de vino, te rog. Manager complet, nu-ți fie teamă. Un manager complet, un soț iubitor, un bărbat bine, un tată minunat, un profesionist desăvârșit. Oameni buni, e târziu, haideți, vă rog. Mulțumim foarte mult, Radu, mulțumim întregii tuturor constanțenilor. Felicitări, mulțumim! Felicitări!
Doamnelor și domnilor, acestea au fost premiile. Îl invităm în scenă pe președintele UNITER, Dragoș Buhagiar! Bună seara! Adevărul e că trebuia să mă dau și eu o tură, totuși. Avem ce, iertați-mă, dar am făcut decorul, totuși. Știți ce mă gândeam? Că dacă critica românească crește ca zmeii sau ca feții frumoși de păscări până pe scenă, cum a crescut Alina Ipingeac, nu rău, ca să zic așa, Alina, ți-aș sugera să te pregătești pentru juriu. O să te rugăm să intri în juriu, să ne dai o mână de ajutor. Acum, în spatele decorului, mă gândeam, a fost sau nu a fost, sau nu a fost secolul 20, secolul regizorului, mă rog, al regiei. E o întrebare la care niște domni au răspuns deja. Eu îmi pun altă întrebare. Va fi sau mi-aș dori ca secolul ăsta în care ne urmăm viața să fie secolul echipei? Dacă se va întâmpla acest lucru, de aceea o să-mi permit să vă citesc două gânduri, trei gânduri. Pentru că dacă le-aș putea spune pe de rost, n-aș mai fi scenograf, aș putea fi actor sau... Și nu-mi permit încă. Vă zic că tot ceea ce ne înconjoară poartă un nume. Acțiunile, sentimentele noastre, venirea noastră pe această lume, evident, poartă un nume. Trecerea noastră prin ea, la fel și plecarea de aici. Noi, fiecare dintre noi, purtăm câte un nume. Timpul este și el împărțit în perioade, care la rândul lor sunt marcate. Mă întreb care va fi numele perioadei noastre. Cum vor numi cei care ne vor urma această perioadă? De timp, evident. De ce se vor lăsa influențați? De războaie? De epidemie? De artă, poate? Nu știu și cu siguranță nu cred că eu voi ști vreodată. Noi, oamenii de teatru, trăim ceea ce alegem sau ceea ce ne este dat să trăim. Trăim în funcție de experiențele noastre anterioare, de principiile pe care ni le-am creat sau care ne-au fost impuse, trăind, încercând, fiecare în modul nostru și după convingerile pe care le avem. Trăim de multe ori având dreptate sau nu. Trăim având convingerea că așa trebuie, că așa se face. Trăim uneori negândindu-ne sau neluând în considerare că o acțiune, un gest sau un cuvânt pe care îl rostim pot răni sau pot influența într-un mod neplăcut pe altcineva. În trecerea noastră prin această lume este important ca ceea ce lăsăm în urmă, este important ceea ce lăsăm în urmă, însă la fel de important este și cum o facem. Să dăm mai multă atenție gesturilor noastre sau cuvintelor pe care le spunem, cred că necesită mai puțin efort decât acela în cazul pe care trebuie să-l depunem pentru a le șterge sau a le face uitate, în cazul în care asta s-ar mai putea fi posibil, s-ar mai putea întâmpla. Mi-aș dori ca această perioadă a noastră, al cărui nume nu-l voi ști niciodată, chiar dacă este umbrită de crime, de lupta pentru supraviețuire, de nedreptate, să ajungă în memoria celor care ne vor urma, ca perioada în care oamenii au reușit să-și fie aproape, perioada în care noi am fost la fel de important ca eu. Să ne privim în ochi este un gest mult mai ușor de făcut decât acela de a ne feri privirile. Și cred că asta ar trebui să facem în următoarea perioadă. Grabnic, chiar aș spune. Să învățăm să avem puterea de a dialoga și mai ales de a asculta. Să știm că celălalt, că și celălalt gândește, simte și are dorințe la fel de arzătoare ca și ale noastre. Și poate am realiza
că avem multe valori în comun. Vă mulțumesc! Am să trec de la tonul ăsta sobru și am să vă anunț că pregătim la anul o ediție specială, ca și la anul acesta, de altfel, o ediție la castel. Deci o să ne revedem la început de iunie, în 24, la castelul Micheș, din Zăbala. Acolo o să vă invităm, acolo o să vă așteptăm. Dar până atunci aș vrea să mulțumesc familiei Micheș Roy Ciuguri pentru amabilitatea și pentru generozitatea de a ne primi, autorităților publice din Sfântul Gheorghe și județul Covasna pentru susținere și nu în ultimul rând picantei directoare de la Teatrul Sfântul Gheorghe, care e trup și suflet și cumva ne ajută să organizăm această gală. Ne revedem cu bine la Zobola Estate. Dați și voi ceva de băut, băieți. Sigur că da, băieți. Vă invităm să urcați pe scenă să bem un pahar de șampanie. Exact. Vă rog, șampanie? Ocupați-vă. Și acum vine șampania. Și da, mă lasă să fac tot. Mulțumim. 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 Putem să lăsăm și clipboard-urile acum, zic. Uniter, Uniter, toți ar vrea premiul la Uniter. Trebuie și când e controversat. Rămâne cel mai vânat și de fapt un artist. Dă-i un premiu că fără e trist. E greu să judeci arta, comparațiile dor. Răsplata e când miști ceva într-un spectator. Orgoliile cer și ele câștigător. Univers! Univers! E foarte bună șampania. Pe scenă. Muzica. Haideți. Nominalizați, câștigători, invitați. Vă așteptăm aici alături de noi pe scenă. Nominalizați și câștigători și invitați. Toată lumea e invitată. Dacă vă vor începem să-i strigăm pe nume. Haideți, haideți, curaj, curaj. Hai, Ervin. Hai, Ervin. Ervin. Corect. Haideți! Haideți pe scenă, vă rugăm! Haideți mai repede! Hai să dansăm! Hai, Doamne ajută! Doamne ajută, noroc încă o dată, Doamne! Felicitări! Haideți! Haideți! Haideți, vă rugăm! Haideți. Vă rog! Haideți. Primul curajos! Vlad Cristache! Cu curaj! Ana, Dan! Dar poftiți în mijlocul nostru, felicitări, bravo! Bravo! Ce mă bucur, bă, felicitări! Mulțumim, mulțumim, felicitări! Dar cu mâinile! Felicitări, bine-ați venit! Bine-ați venit! Mulțumim mult! Bună seara, mulțumim! Mulțumim, bună seara! Bună seara! Sănătate! Sănătate! Bună seara, mulțumim! Mulțumim! Mă pupăm, mulțumim! Mai cheamă, mai cheamă! De? Raluca Brodu! Vă rog! Raluca Mici! Mai avem la Valere! Felicitări! Seara, felicitări, ne seara! Mulțumim! Mulțumim frumos! Da, mă, voi normal, felicitări! Da, da! Hai! Să pătrundem! E păcat de costumele frumoase! Să pătrundem în scenă! Felicitări!
Felicitări, felicitări. Noroc, Doamne, ajută-l cumva. Pavel Bartoș. Mulțumim mult de tot. Mulțumim, noroc, Doamne. Felicitări, Ermin.